Audios navigi cu mult timp în urmă am postat un videoclip numit Puterea Editării. Păi da, dacă ai dat like la episodul ăla, înseamnă că n-ai văzut prea multe în viața ta ce înseamnă de fapt editare complex. Iar în acest episod voi arăta de fapt ce înseamnă editare complexă. Voi învăța să faceți jump cut-uri, să setați sunetul, să puteți să faceți schimbări de voce, să faceți efecte de genul ăsta, să faceți cadrul mai mic, mai mare, sau să puneți overlay-uri și, sigur, mimuri, adică să folosiți green screen-uri cu chroma key, poate chiar și la outro-uri. Păi, hai să nu mai stăm la discuții și să începem o altă chestia asta. Bun, cam tot ce ați văzut că am editat până acum a fost făcut în KineMaster. Aplicația KineMaster se instalează de pe Magazin Play. Dar, aici este un mare dar, trebuie să folosiți, dacă vreți să editați cum am editat eu și să le exportați la o definiție înaltă de 1080x60, dacă vreți, trebuie să luați funcția VIP, altfel nu puteți. La fel și efectul special care l-am făcut este tot un VIP. Bun, acum apăsăm pe plus aici. Nu am văzut cerculețul ăla portocaliu de acolo. Și dăm pe 16 pe 9, pentru că așa vreau eu să fie proiectul. Bun. Haideți să vă prezint acum cam tot ce face aplicația. Primul lucru, avem aici butoanele. Ele nu sunt încă disponibile pentru că n-am adăugat încă niciun media file în media pool. Deci avem aici, dăm înapoi, gen dacă ați dorit să faceți ceva anume și ați greșit, puteți să dați înapoi și se reversează. Dacă apăsați aici, poate ați greșit și ați reversat din greșeală și trebuie să dați înapoi la ce ați făcut, poate ați uitat. E, pe aici puteți să dați înainte. Da, adică să dați înainte înapoi unde ai fost inițial la început. Ultimul lucru. Aici e exportare și distribuire. Mai jos e stabilizer, stabilizerul face dacă imaginea ta se clatină așa din cauza filmării, ea poate să îi dea un mic zoom și să o stabilizeze. Iar aici avem setări. Bun, acolo la setările astea de mai jos o să vă arăt eu după ce aici e playback, gen dai play de la început, iar aici sunt, e opțiunea să o faci cam până tot timeline-ul să se facă uriaș, până la început, până la cer. Bun. Acum, dacă vreau să adăugăm un video, deci ne ducem cumva pe la media, aici, în cerculețul ăla de acolo, pe media. Iar acum, voi alege o poză. Eu, bine o poză, un videoclip, că doar așa, ăsta e singurul meu videoclip. Așa, dăm aici OK și uitați că a apărut timeline-ul acolo jos, timeline-ul ăla, așa. Hai să dăm play și să vedem ce putem edita. Acum că v-am arătat aici media, aveți și celelalte funcții, cum ar fi layer, puteți să adăugați deasupra videoclipului un videoclip sau o poză, efecte FX. Așa, overlay-uri, texte și handwriting. Chiar poți să desenezi pe ecran și să se facă pe videoclip. Aici avem audio. Puteți adăuga cam tot audio-ul pe care îl aveți în telefon. Depinde de setările avansate, că puteți adăuga infinite. Dar aveți grijă la video encoding, pentru că s-ar putea să nu suporte atât de mult. Aveți acolo voice, acolo puteți să folosiți pe post de audio înregistrarea vocală pe care o faceți în timpul editării. Iar în mijloc avem butonul ăsta care ne arată camera sau camcorder. Adică voi puteți să faceți ori o fotografie și să o adăugați în timeline direct de aici, ori un videoclip. Bine, nu e cu un camcorder din ala vechi care îl ții așa pe laterală, dar în fine, și la ce m-am referit. Cum ar fi, videoclipul ăsta a fost făcut cu camcorder la același videoclip, doar că la editarea oficială. Bun. Acum să vă prezint eu celelalte chestii. De exemplu, dacă apăsăm pe timeline,
Avem toate funcțiile acestea de aici. Acum sunt câteva care sunt mai mult sau mai puțin utile. Prima, care este cea mai importantă de aici. Nu vă gândiți la vignetă, nu la ajustment, nu la filtru de culoare. Este cut-ul și audio. Alea trei de sus sunt principalele. Dacă vrei să faci un cut sau audio. Sau un pen and zoom, dacă vrei să-i dai un crop mai mic, mai mare, cum ați făcut inițial. O să mă învăț cam tot ce puteți să faceți în acest program de editare. Hai să continuăm. Apăsăm pe foarfecă și avem aici patru funcții. Prima, trim to left, adică, să zicem, dacă eu sunt aici și vreau să-i dau, fiți atenți că o să fac ceva mai schematic. Timeline nu a ajuns fix în punctul ăsta. Ei, chestia asta o taie de aici încolo. Și toată chestia aia va dispărea. A doua funcție o va tăia de aici încolo și tot ce de acolo până la split va dispărea. Tot restul videoclipului. Split împarte videoclipul la care ești din punctul ăsta. Îl desparte în două videoclipuri separate, dar nu vă temeți, nu se va face jump cut ca să nu se întrerupă vorbirea dacă face o chestie din asta. Iar a patra, split and insert freeze frame. Această funcție face ca tai de aici, iar ultimul cadru din videoclip, adică acesta, se va transforma în jur de 5 secunde, de 5 secunde, da, se va prelungi ultimul cadru cu 5 secunde sub formă de fotografie. Bun. Acum eu va trebui să fac un jump cut într-un anumit loc. Hai că eu m-aș pune pe aici. Că e cel mai bine. Ia să vedem unde trebuie noi să facem cut-uri. Urmă, am Mamă, postat un... stați că aveam volum încet rău. Salut, Navici! Cu mult timp în urmă am postat un videoclip numit Puterea Editării. Băi, dar dacă ai dat like la episodul ăla, înseamnă că n-ai văzut prea multe în viața ta. Stop! Acolo m-am încurcat la voce, ceea ce înseamnă că trebuie să îi dau un cut. Să vă arăt cum se face. Puterea Editării. Băi, dar dacă ai dat like la episodul ăla, înseamnă că n-ai... Aici. Like la episodul ăla, înseamnă că... Începând de aici, trebuie să-i dau un split, pentru că splitul îl va împărți în două. Iar acum, ca să termin cut-ul, Înseamnă că n-ai... iar aici, trebuie să-i dau trim to left, ca să despart toată secvența pe care am selectat-o, începând de la split, până la unde sunt acum, în prezent. Opa! Uitați greșeala! Acum de să apăsăm pe butonul ăla de mai sus care dă înapoi. Și s-a anulat ultima comandă. Acum de să-i dau split to left. Vedeți cât de ușor e? E un program foarte simplu și foarte complex în același timp. Ia să vedem ce a ieșit. Salut, eu sunt Navici și cu mult timp în urmă am postat un videoclip numit Puterea Editării. Băi, dar dacă ai dat like la episodul ăla, înseamnă că n-ai văzut prea multe în viața ta ce înseamnă de fapt editare complexă. A, e bun, e Iar în bun. acest episod, vă voi arăta de fapt ce înseamnă editare complexă. Voi voi învăța să faceți jump cut-uri. Aici trebuie să fac un jump cut. Pentru că v-am învățat să faceți jump cut-uri și trebuie fix în momentul ăsta ca să iasă video. Mai bine trebuie să fac un jump cut. Bun. Cum am făcut mai înainte, dăm un split as playhead. Și așteptăm până la mâinile de sus. Așa, și aici îi dăm un split, un trim to left. Să vedem ce a ieșit. Editare complexă. Voi învăța să faceți jump cut-uri, să setați sunetul. Aici trebuie să fac chiar un split și să setez sunetul. Vă voi învăța cum se setează sunetul. Deci, în primul rând, trebuie să-i dăm un split. Iar aici, în primul rând, trebuie să... Eu mă voi duce la EQ și voi alege AM Radio, pentru că la Echo cam asta e cea mai mare, cea mai,
muzică, cea mai vizibilă audio funcție. Și uitați cum se aude acum, față de înainte. Editare complexă. Voi învățați să faceți jump cut-uri, să setați Se sunetul. aude. Aici voiam eu să fac schimbarea de voce. Și iar aici va trebui să-i dau un cut. Iar aici. Schimbări de voce. Mamă, dar ce voce am. Așa, să-i dau un split. Iar aici folosim altă funcție. Vă duceți tot aici, apăsați pe timeline pe videoclipul acesta. Și alegem voice changer. Acum am angoșat vocea ca vocea subțire se pare cât mai naturală, pentru că dacă ar vorbi un bărbat adevărat, vocea de woman ar suna ca un woman adevărat. Și uitați cum a ieșit. Sunetul. Să puteți să faceți schimbări de voce. Mamă, băi, schimbări de voci din astea. Acum să vedem unde ar trebui să înceapă. Cred că pe aici. Pe aici ar trebui să înceapă, de aceea aici îi voi da un trim. Bă, de ce mă uit eu așa când încerc să vorbesc mai jos? Adică pot să vorbesc așa jos, dar e și urât, vă dați seama. Asta e singura modalitate. Să faceți schimbări de voce. Să faceți efecte de genul ăsta. Aici trebuie să aștept puțin. Iar acum trebuie să-i dați un cut. Un split, adică. Acum voi puteți ori să îi dați un fx. Dar eu nu-i voi da un fx. Pentru că așa nu vreau eu. Voi face un efect altfel. Mă voi duce aici. Și voi aplica o tranziție. Eu voi folosi Chromatic Zoom, este o funcție VIP pe care trebuie să o aveți dacă vreți să o folosiți. Și o aleg pe prima. Și uitați cam cum iese. Să faceți efecte de genul ăsta. Să faceți cadrul. Bun. Acum să vreau să vă fa să vă spun să clarificăm un lucru, faptul că în timeline o fi el în 2 FPS-uri, să zicem. Dar dacă îl salvați în 60 de FPS-uri, el în 60 de FPS-uri va merge. Timeline-ul este doar pentru verificare. El nu va funcționa la fel de bine cum funcționează videoclipul la final. Și mai ales depinde de dispozitivul pe care îl folosești. Eu folosesc un Huawei Mate 20 Lite, care este un telefon foarte bun cu o cameră foarte bună, după cum vedeți cum filmează. Și da, hai, continuând! Mai mic. Bun, aici trebuie să fac cadrul la mic și o să vă învăț eu cum. Cadrul. Bun, o să mă duc câteva milisecunde mai încolo. Hai mă. Bun, aici. O să-i dau un split. Iar acum mă duc până la sfârșit, începutul Mai imagine. mic. Până aici. Acum îi dau iar split. Iar aici trebuie să faceți un lucru. Vă duceți la butonul de după foarfecă și o să vă arate un pen zoom. Noi nu vom face un pen zoom, dar ce vom face noi va fi să dăm un zoom out, un mare zoom out și apăsăm pe butonul ăsta egal ca să fie la ambele așa. Așa, ia să vedem cum a ieșit. Să faceți cadrul mai mic, mai mare. Aici voi da iar un cut. A, și ce ați mai putea să faceți? La mai mic, eu pot să-i mai adaug un voice changer ca să se audă de departe. Dați seama. Echo extrem.
Aici e o greșeală. Mi-am dat și eu seama. Fiți atenți. Cadrul. Mamic. Ați auzit ecoul de la cadrul? Acolo nu trebuie să apară. Cadrul. Mamic. Cadrul. Aici va trebui să îl duc o leacă încolo. Și acum, ouă-mi-o. Așa și dau eu un split. Un split destul de mic care va repara problema. Să faceți cadrul mai mic, mai mare. Acum va trebui să facem cadrul mai mare. Facem la fel cum am făcut cadrul mic. Doar că de data asta îi dăm un zoom cu degetele pe ecran, desigur. Și uite, eu îl duc aici ca să pară că sunt aproape cu gura de microfon și apăsăm pe egal ca să fie egal ca la amândouă, ca să nu pară că să nu se miște de la aici până la imaginea inițială. Pentru că este un pen în zoom. Dar dacă puneți la egal, va fi doar un crop. Bun. Dacă am făcut și chestia asta, am putea să facem un efect special ca sunetul să se audă cum s-ar auzi aproape, aproape. Ia uite, ne ducem noi la EQ. Nu. Nu, 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 nu. La Voice Changer. Și era ceva acolo. Modulation sau radio. Radio. Uite, eu bag pe radio. Mai mare! Asta-i. Și pare că, da, se pare că se aude ca dintr-un microfon la radio. Dar, de asemenea, se aude ca și cum ar fi așa. Deci se aude cam așa. Deci vă dați seama cum se aude așa. Bun, hai să vedem noi ce am făcut de aici. Să faceți cadrul mai mic, mai mare. Sau să puneți overlay-uri. Aici voi pune eu un overlay. Ce trebuie voi să faceți? Să vă duceți la layer și să apăsați pe overlay, pe orice vreți voi, pentru că overlay sunt toate astea. Acolo scrie în mijloc overlay pentru că e un sticker de-al lor. Dar overlay poate să fie și o poză și un efect. Eu mă voi duce la stickere. O să aleg la classic stickers și ce să-mi pun eu ori? Hai să pun o mustață. Dacă este o mustață pe aici, m-aș bucura. Uite mustățioara. Ia uite cum a venit. Și mi-o pun fix la locul cu mustață. Ia uite ce frumos îmi stă cu mustață. Nu stă frumos? Și... stai. Greșeală. Aici va trebui să o pun mai încoace. Iar acum, la overlay, poți să dați cut și la overlay. Eu îi dau trim la dreapta și mă ajung și o grămadă de alte setări. Settings, opacitate, rotate, blending și informațiile lui și toate fisticărelile. Așa. Overlay-uri. Acum, eu îi voi da un cut cât respir, ca să se mai facă încă un jump cut, pentru că jump, nu, vlogul fără jump cut-uri nu-i vlog. Na. Vlogurile trebuie să aibă și ele o editare destul de ok și să conțină neapărat jump cut-uri. Pentru că dacă te vede lumea că vorbești din continuu, se plictisește. Dacă vede, o să fac asta. Hop! M-am mutat în direcția cealaltă foarte, foarte rapid, cu viteza luminii mai mare decât flash. Și de asta, asta va face vlogul mai interesant și mai atractiv. Oricare subiect, chiar și subiectul îl poate face mai atractiv. Aș putea da acum mai jos scaunul. Dar nu o fac. Așa, aici îi dau un cut. Split. Sau să puneți overlay-uri. Și sigur, uite aici trebuie să dau respirația jos. Și aici îi dau un trim și uitați cum sună.
Dar aici va trebui să fac eu o chestie. V-ați dat seama deja care e greșeala. El se ducea pe videoclipul următor. Și sigur, mimuri. Adică să folosiți green screen-uri cu chroma key, poate chiar și la outro-uri. Mimurile sunt de fapt videoclipuri foarte amuzant și dacă vreți să faceți ca overlay un meme, de preferat să alegeți de pe YouTube Premium sau dacă nu sunteți de acord să plătiți bani, descărcați aplicația SnapTube, este foarte interesantă pentru cei care editează foarte mult pe telefon, cred că o știu deja aplicația SnapTube. Și da, păi băgați un green screen amuzant de pe SnapTube, îl băgați aici, vă duceți la setările overlay-ului și ștergeți, dați delete la chroma key, dar o să vă arăt chestia asta chiar acum. Asta e, mă, că eu acum trebuie să fac. Bun, mă duc la layer și aleg media. Acum mă duc la SnapTube video, pentru că aici am eu toate videoclipurile care le-am descărcat din SnapTube, după cum vedeți aici, atâtea mimuri și aleg, desigur, uf. Ce trebuie să faceți voi acum? Este să ajustați mărimea capului de Roblox, dar înainte de asta trebuie să vă duceți aici la, pe, apăsați pe overlay și vă duceți la Chroma Key. Dați Enable și se vede că key colorul este deja ales. Dar trebuie să faceți 50 pe 50 ca să fie cât mai clar. Vedeți voi cum se face? Trebuie neapărat să mai luați în considerare faptul că să nu faceți ăsta transparent, mai ales că capul de Roblox este aproape de un verde lime și se apropie foarte tare de verdelul key color-ului. Așa că eu l-am dat pe 50% cu 30% ca să, adică înăuntru și în afară, cât să ia, ca să se poată face șmecherea cum trebuie. Acum, desigur, pot să măresc și să fac mai mic. Așa arată un cap mare și pătrat. Aici va trebui să dau un cut. Fiți atenți. Trebuie să dau un cut la overlay prima oară. Și e foarte greu pentru că overlay-ul uf e foarte uf de mic. Ai de capul meu îmi zboară degetul. Momentul ăla când nu vrei să zbori și începe degetul să facă. Așa. Nu-i pot da un trim to right, dar pot să-i, nici split nu pot să-i dau la cât de mic e. Deci atât de mic că nici nu pot să-i dau un split. Abia de aici pot să-i dau un trim to right. Mamă, dar ce chestie. Ok, acum că am făcut chestia asta, ne ducem la capătul splitului. Și acum vom seta la videoclip și dăm un jump cut. Aici va trebui să fac chiar. Aici, acum trebuie să-i dau înapoi. Bun. Și să vedem cum a ieșit. Să nu mai stăm la discuții și să începem o dată chestia asta. Chestia pe care tocmai am început-o. Păi, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu puteți să ezitați să dați un mare like și să vă abonați și să mai faceți tot ce vreți voi pe acolo. Hai, v-am lăsat! Pa!